Cu elicopterul la mănăstire, după toate scandalurile care au zguduit biserica, directorul editorial la revista Lumea Credinței, Răzvan Bucuroiu, a venit în pelerinaj la mănăstirea Lainici pe cale aeriană. Eneoriașii veniți la procesiune au fost surprinși de descinderea exclusivistă la care au fost martori. Invitatul special a fost așteptat și preluat chiar de însuși starețul mănăstirii. Andrei Naița știe mai multe detalii. Andrei. Bun găsit, Răzvan Bucuroiu a scris pe o rețea de socializare că începe să-i placă amestecul de tehnologie cu duhovnicie, joacă de băieți mari, dar ne-a cam zgâlțit în defileu, a spus el, făcând referire la deplasarea cu elicopterul la mănăstire. Internauții au reacționat cu comentarii negative și au catalogat gestul drept unul arogant, așa că ulterior postarea a fost ștearsă. Potrivit martorilor, Răzvan Bucuroiu ar fi avut parte de o primire specială. El a fost așteptat și preluat de la elicopter de starețul mănăstirii Lainici. Enoriașii veniți să se roage au fost surprinși și nu la modul cel mai plăcut despre această vizită exclusivistă și au fost curioși să afle cine este persoana care vine la mănăstire cu elicopterul în condițiile în care ei au ajuns aici pe jos sau cu mașina. În urma apariției în spațiul public a imaginilor cu elicopterul aterizând în parcarea mănăstirii Lainici, polițiștii rutieri au anunțat deschiderea unei anchete. Potrivit marturilor prezenți la mănăstire, circulația ar fi fost blocată în zonă pentru a facilita aterizarea elicopterului.